localitatea Bucovineană, s-a atestat o documentară de peste 600 de ani și a creat după anii celui de-al doilea război mondial o industrie locală proprie, aflată într-o permanentă dinamică. Astfel, printre alte unități economice, până în 1989, societatea comercială Sarex S.A. a fost cea mai importantă și cu profilul de fabricate cel mai complex, asigurând 4500 de locuri de muncă. Societatea comercială Sarex S.A. a luat ființă la 11 iunie 1948 prin actul naționalizării, primirea a trei ateliere mici, unul de lăcătușerie mecanică, unul de baterii electrice pentru lanterne și o mică turnătorie de fontă, sub denumirea de atelierele mecanice rădăuți, denumirea ce se schimbă în același an în Feromet, iar în anul 1950, în întreprinderea 21 decembrie, sub tutela Sfatului Popular Orășenesc Rădăuți, ca unitate de industrie locală. Ne aflăm în anul 1995, să facem o vizită de lucru în societatea Sarex S.A. Am pășit pe platforma Metal, situată în strada Gheorghe Doja, unde sunt amplasate sediile administrative, halele turnătorie, strungărie, montaj-export, acoperiri metalice, precum și o serie de magazii și depozite. Avem o imagine, soneta de spart frontă, necesară biloului de la turnătorie. Avem o imagine, atelierul unde se execută sablajul pieselor turnate din fontă, precum și a altora. Operațiunea de sablaj se execută cu nisip sub presiune. Este o instalație veche. După cum vedeți, lucrătorul are o mască la fel de veche. Lucrările sunt din categoria grele. Thank you.
de ani, începând de la se dezvoltă, de făcători cu utilaje noi, să construiesc noi hale de producție. În anul 1959, întreprinderea își lărgește sfera de activitate prin comasarea unei unități economice profilată pe mărări și panificație, precum și a unui atelier de forjă și rotărie. În anul 1960, întreprinderea își lărgește din nou activitatea prin comasarea unei alte unități economice productive, și anume, întreprinderea regională forestieră. Avem în imagine hala turnătorie, cu o suprafață de 450 metri pătrați, fiind realizată cu structură de beton armat, cu acoperiș din plăci de rasbăciment ondulat. Închiderea este realizată cu ferestre metalice pe parapet de zidărie. Hala are în dotare un pod rulant și două cubilouri pentru fund. Uzura clădirii este avansată, fiind necesar important lucrări de refacere. În momentul de față, datorită lipselor de comenzi, hala turnătorie nu lucrează.
1964, întreprinderea primește denumirea de întreprinderea metalurgică de industrie locală Rădăuț. În anul 1973, a fost desființată Direcția de Industrie Locală de pe lângă Consiliul Popular Județean Suceava și a luat ființă întreprinderea județeană de industrie locală Suceava, care a luat în subordine toate celelalte întreprinderi de industrie locală, transformându-le în fabrici mixte de industrie locală din cadrul județului. Avem o imagine, cuptorul de topit bronzul, al cărui principiul de funcționare nu s-a schimbat în epoca bronzului până acum. Thank you.
întreprinderea, a luat numirea de fabrica mixtă de industrie locală, aparținând de întreprinderea județeană de industrie locală socială. La data de 1 septembrie 1977, în urma decretului numărul 220 din 1977, la Consiliul de Stat, desfințează întreprinderea județeană de industrie locală socială, iar fabricile componente au fost preluate de către diverse ministere, după punerea activității de bază a fiecăruia. Astfel, fabrica mixtă de industrie locală se transformă în fabrica de confecții metalice și pielucări mecanice, Rădăuți, aparținând Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Este veche, dinainte de anul 1948, uzura fiind accentuată. În această clădire sunt două hale, una de strunguri și una de mașini de frezat. Thank you.
Decretului cu numărul 247 din 11 iulie 1984 al Consiliului de Stat, prin includerea obiectivului de investiții, secția fabricație scule și atribuirea denumirii de ISA, întreprinderea de scule și subansamblul accesorii Rădăuți. Societatea Comercială Sarex S.A. Rădăuți a fost organizată în anul 1991 pe structura ISA, prin preluarea integrală a patrimoniului de stat existent la această întreprindere și păstrarea activității la fiecare secție de bază. Hala Montaj Export, clădire parter plus un nivel, realizată din zidărie ușoară, din cărămidă, prezintă degradări accentuate. La parter sunt amplasate mașini și utilaje aparținând secției strungării Hala 2. Pardoselele sunt degradate, există infiltrații de apă, iar iluminatul este insuficient. Thank you.
Documentul de înființare este hotărârea Guvernului cu numărul 139 din 25 februarie 1991, iar numărul de înregistrare la Registrul Comerțului este J33122 din 1991. Sediul, Rădăuți, strada Chiorche Vâlja, numărul 5. Activitatea se desfășoară pe 4 platforme distincte, 3 în municipiul Rădăuți și una în orașul Siret. La înființare, societatea a avut un capital social de 534.000 lei, care, prin reevaluări succesive, conform cu hotărârea Guvernului cu numărul 26 din 1991 și hotărârea Guvernului cu numărul 500 din 1994, a ajuns la 17.571.153.000 lei. Producția este structurată pe secții de fabricație și platforme. Profilul de fabricație a societății comerciale Sarex S.A. este următorul. Scule și dispozitive, freze, parozi, filiere, cutite strung, sete de minerit, care se produc în cadrul modulului scule, amplasat pe o platformă distinctă din municipiul Rădăuți. Piese turnate din fontă, aluminiu și bronz, utilaje agricole, repere pentru utilaje agricole, utilaje pentru construcții, servomotare, articole camping, care se prelucrează în secțiile turnătorie, sculărie și mecanică din Rădăuți și în secția mecanică din Siret. În cadrul modului mobilă și mobilier comercial în Rădăuți. Societatea comercială Sarex S.A. produce de asemenea piese de schimb și accesorii auto pentru diferitele repere pe care le livrează. Societatea comercială Sarex S.A. este un agent economic cu profil de fabricație complex, organizată pe structura a 3 module sau centre de profit, având 6 secții amplasate pe cele 3 platforme distincte din Rădăuți, precum și pe cea din orașul Siret. Mecanică Rădăuți, mobilă și mobilier comercial Rădăuți, scule Rădăuți, turnătorie Rădăuți, sculărie Rădăuți și mecanică Siret. În afara acestora, societatea are în structură servicii funcționale care deservesc secțiile productive și acestea sunt serviciul aprovizionare și transport intern, serviciul informațional, serviciul financiar contabilitate, serviciul tehnic, serviciul marketing vânzări, serviciul întreținere și activități auxiliare de deservire a producției. Patrulim în atelierul Michelaș. În acest atelier se execută acoperiri galvanice, cuprări și nichelări. Aceste acoperiri galvanice se execută la reperele pentru articole camping, respectiv grătare.
Acesta este atelierul Montaj Grătare. Platforma de strada Gheorghe Doja, alimentarea cu apă potabilă pentru consum tehnologic, menajer și pentru incendiu este asigurată printr-un branșament la conducta publică. Canalizarea incintei este racordată la canalul public, iar pentru rezidurile de la atelierul acoperiri metalice există bazine de colectare care se curăță periodic. Aerul comprimat necesar este asigurat de stația de compresoare de pe platforma mobilă. De asemenea, avorul tehnologic este asigurat de centrala termică de pe aceeași platformă. Încălzirea pe timp de iarnă se realizează cu ajutorul sobelor instalate la fiecare loc de muncă. Thank you.
Vizita noastră continuă pe platforma mobilă. În imagine avem magazinul de prezentare a produselor societății. Este atelierul prestări servicii respectiv reparație aparatură electrocasnică. Platforma mobilă, în anul 1988, au început
lucrările la obiectivul de investiție, dezvoltare pentru fabricația de scule rotopercutante și de minerit, unelte, matrice și scule de mână. Această investiție a fost sistată în anul 1991, aprobată prin decretul Consiliului de Stat numărul 145 din 1987, având ca proiectant general actualul Electroproiect București. Investiția cu o valoare totală de 403,9 milioane lei în prețuri 1989, din care 139 milioane lei construcție montaj, 229 de milioane lei utilaje și dotări, își propunea următoarele. Asimilarea în țară a sculelor rotopercutante de minerit solicitate de unitățile miniere și de foraj care la acea dată se importau. Modernizarea și dezvoltarea capacităților existente, ridicarea tehnicității societății, acoperirea excedentului de forță de muncă calificată din zonă. Finanțarea investiției a fost deschisă în luna septembrie 1988, cheltuindu-se 79 milioane lei din fondul de stat în perioada 1988-1989. Ca urmare a asistării finanțării de la bugetul statului, în 1990 s-a apelat la credite bancare în valoare de 159 milioane lei. În primul semestru din 1991, după liberalizarea prețurilor și scăderea puternică a producției, profitul societății a scăzut vertiginos, încât în scurt timp nu a mai fost posibilă plata dobânzilor la credit și apoi, după consumarea creditului, și plata constructorului. Ca urmare, în semestrul 2991, lucrările sunt sistate din lipsă de resurse financiare. La data sistării investiției, lucrările de construcție-montaj erau realizate astfel. Hala mecanic șef și sculărie 84%, hala prelucrări mecanice și acoperiri metalice 57%, hala tratament termic 45%, hala forjă, pe care avem în imagine 57%, anexa tehnică plus oficiul de calcul 69%, anexă tehnică și laboratoare 23%, gospodăria de apă 70%, stația pompe de căldură 11%. Utilajele sunt achiziționate în proporție de 90%, fiind în prezent depozitate în propriu. Datorită intemperiilor, lucrările de construcție neterminate, și anume spații de producție, depozite, utilități, anexe, suferă un proces rapid de degradare, fapt ce impune soluții urgente pentru închiderea, respectiv conservarea construcțiilor. Acest sediu este situat în perimetru construibil al municipiului Rădăuți, pe platforma industrială de est, și este limitat la nord de strada Calea Cernăuți, la vest de strada General Iacob Zaviv, iar la sud-vest de o zonă de locuință și cămine de familiști ce fac parte din ansamblu urbanistic Hormuzachi. Incinta are suprafață de 8,5 hectare. Majoritatea construcțiilor existente pe această platformă sunt vechi, structuri ușoare metalice sau din zidării portante și spații ce nu respectă normativele PSI sau igienico-sanitare în vigoare. De asemenea, nu sunt rezolvate o serie de funcțiuni sau spații pentru birouri și servicii auxiliare.
avem în imagine cu scătoarele de chirescar. Sunt construcții vechi, funcționează cu tabluri și există multiple lucrări de îmbunătățiri și reparații. Această hală este destinată montării mobilierului. Este o clădire foarte veche, cu un grad foarte avansat de uzură și urmând a fi dezafectată, activitățile productive în acest atelier urmând să desfășoare în alte spații corespunzătoare. Aceasta este clădirea în care își desfășoară activitatea atelierul mobilier comercial TEM.
călătorie. A rezultat față de 500 metri pătrați, având o deschidere 18 metri și 4 travei de 6 metri. Hala este realizată la o dată mai recentă cu mijloace proprii ale societății, având o structură metalică ușoară, stâlpi, ferme și acoperiș din tablă ondulată. Închiderea este realizată cu profiliți și ferestre metalice pe parapet de zidărie. Înălțimea liberă sub talpa fermei este de 5 metri. Mecanică 1, servomotor. Este o hală parter monobloc, cu o suprafață totală de 6.385 m2, realizată în diferite etape, cu structuri diferite din beton armat și cu o deschidere de 18 metri, având o structură metalică. Hala are 5 deschideri de 18 metri și o deschidere de 15 metri. Înălțimile variază de la 5,1 metri la 3,85 metri și 7,2 metri la cele mai recente deschideri realizate. Avem în imagine hala mașinii. Construcția se prezintă în stare relativ bună. Zona cea mai recentă a halei are și o anexă tehnico-socială, parter plus un nivel. Aceasta este singura anexă tehnico-socială existentă în incendiu. Anexa are o structură din beton armat prefabricat, două deschidere 4,5 metri și 9 travei de 6 metri. În cadrul anexei sunt rezolvate și postul de trafo cu stația de conexiuni a halei monobloc. Thank you.
imagine, atelierul servomotare. Acesta este atelierul ghilotină. Suprafață totală de 2.980 metri pătrați, având 5 deschideri de 12 metri și 13 travei de 4 metri. Hala este veche și realizată prin extinderi succesive, cu o structură metalică fragilă pe stâlpi și ferme metalice, luminatoare, îngheritoare cu tavă ondulată și izolată cu vată minerală la interior și azbuciment plan. Deschiderile au înălțimi variabile, între 4 și 5 metri la talpa fermelor metalice. Condițiile de lucru sunt improprii, necesitând lucrări interioare de modernizare și substanțiale recondiționare. Avem în imagine atelierul presaj. Thank you.
mecanică 2. Este o hală parter cu o suprafață totală de 1500 metri pătrați, având două deschideri de 15 metri și 8 travei de 6 metri. Grinzi rulante de 3,2 tone forță, numai una fiind funcțională. Hala are stâlp de beton armat, ferme din beton armat prefabricat, căi de rulare pentru grinzi din beton armat, chesoane din beton armat. Închiderile sunt executate cu zidărie și ferestre metalice. Nu este tencuită la exterior, iar pardoseala din beton este deteriorată. Clădirea nu are în dotare grup social și sanitar propriu. Avem în imagine atelierul Auto Service. Este un atelier creat la o dată recentă. Unde se execută reparații de tinichegerie auto și reparații motoare. Printre alte dotări are atelierului, putem enumera elevator auto și aparat de reglat direcția auto. Câteva cuvinte despre utilitățile necesare activității productive. Energia termică este realizată de centrală termică proprie, având în dotare două cazane cu combustibil lichid, producând avuri de medie presiune pentru tehnologie și pentru producerea apei calde supraîncălzită, pentru încălzire și ventilare. Clădirea centralei termice are o structură ușoară cu stâlpi și ferme metalice, închiderea fiind cu ferestre metalice pe parapet de zidărie. Aerul comprimat este produs de o stație proprie de compresare, echipată cu 3 compresoare de 15 normal metri cubi și 2 recipienți tampon de 12 metri cubi. Clădirea stației este de zidărie cu planșie de beton, prezentându-se într-o stare destul de bună. Cuile termotehnice. Platforma dispune de un depozit de butelii de oxigen
iar acetileanul este asigurată de generatoare mobile de 1,5 normal metri cubi oră. Instalațiile hidrotehnice. Incinta are dotări hidroedilitare limitate. Alimentarea cu apă potabilă pentru consum menajer, tehnologic și incendiu este asigurată printr-un branșament cu diametru nominal 200 la conducta publică cu diametru nominal de 300. În incintă existând o rețea inelară cu diametru nominal 100. Pentru alimentarea cu apă industrială a instalației de sprinklere din hala mobilier, societatea dispune de 4 puțuri de mică adâncime, rezervor deschis cu volum de circa 600 metri cubi, stație de pompare subterană dotată cu 2 electropompe lotru și 2 recipienți de hidrofor cu volum de 4000 ml. Canalizarea incintei este în sistem separativ și mixt. Zona dinspre calea Cernăuți are un racord de ape uzate de la vestiare la canalul public. Zona de sud are o canalizare în sistem unitar racordată la canalizarea publică ce debușează în stația de epurare a municipiului. Societatea dispune de o remiză PSI dotată cu 2 motopompe. Magazie de expediție produse finite. Este o construcție parter cu suprafață de 845 metri pătrați, care se prezintă în stare relativ bună. Construcția are două deschideri de 7,5 metri și 10 travei de 6 metri cu o structură de cadre și planșeu din beton armat monolit, închidere din zidărie cu ferestre metalice. Înălțimea liberă sub grinze este de 3,65 metri.